La timpul trecut, verbul are patru timpuri diferite. Aceste timpuri sunt simple, imperfectul, perfectul simplu și mai mult ca perfectul, și un timp compus, perfectul compus. Observă formele verbului a arunca la timpurile simple ale trecutului. La imperfect, eu aruncam, tu aruncai, el sau ea arunca, noi aruncam, voi aruncați, ei, ele aruncau. La perfectul simplu, eu aruncai, tu aruncași, el sau ea aruncă, noi aruncarăm, voi aruncarăți, ei, ele aruncară. La mai mult ca perfectul, eu aruncasem, tu aruncasești, el sau ea aruncase, noi aruncaserăm, voi aruncaserăți, ei, ele aruncaseră. Pentru că este un timp compus, perfectul compus este format din două cuvinte. Am aruncat, ai aruncat, a aruncat. Am aruncat, ați aruncat, au aruncat. În continuare îți prezint cele patru timpuri ale trecutului, ilustrate pe câte un fragment din textul Mușuroiul, pe care l-am scris special pentru tine, cu scopul de a ilustra utilizarea verbelor la timpul trecut într-un text narativ. Mușuroiul, fragmentul 1. De mult, tare de mult, la marginea unui sat locuia o fetiță împreună cu familia ei. Adesea, fetița mergea cu tatăl ei în pădurea și pe dealul din apropiere. Adunau lemne, culegeau ciuperci, afine, smeură, plante tămăduitoare. Fetița avea vreo 5 anișori, ochi negri, păr scurt și cârlionțat, plin de scaieți, deoarece se cuibărea adesea pe sub tufișuri. Uneori, fetița se îndepărta de tatăl ei și căuta copaci mari și bătrâni la rădăcinile cărora credea că se ascund comori. Mușuroiul, fragmentul al doilea. Într-o zi de vară, pe când tatăl ei pregătea niște grămezi de lemne, fetița plecă prin pădure în căutarea de comori. Ajunse într-o poieniță ce se zărea printre trunchiurile înalte ale copacilor. Fetița observă un paltin înalt și se îndreptă grăbită spre el. Când ajunse sub coroana umbroasă a paltinului, văzu o movilă mare. Aici este comoara pe care o caut, exclamă fetița. Mușuroiul, fragmentul al treilea. Dar, când se uită mai atent, observă o mulțime de furnici care alergau grăbite. Unele intrau în mușuroi, iar altele ieșeau. Mai văzuse ea furnici, dar niciodată un asemenea castel cu un turn înalt, cu mii de ferestre și coridoare. Fetița simți un fior de spaimă când furnicile urcară pe papuci și pe picioare și strigă după tatăl ei. Tatăl pornise deja în căutarea ei, deoarece observase că fetița se îndepărtase.
Mușuroiul, fragmentul al patrulea. Când tatăl i-a auzit glasul, a alergat spre acel loc. A luat-o în brațe și a alungat furnicile de pe corpul fetiței. De ce au construit furnicile un castel așa de mare? Întrebă fetița. În acest castel, furnicile i-au adăpostit pe copiii rătăciți în pădure, care au plecat de lângă părinți în căutarea de comori, îi răspunse tatăl ei. Fetița a închis ochii, s-a cuibărit în brațele tatălui său și a suspinat așa cum nu mai suspinase niciodată. Comoara pe care a căutat-o nu era la rădăcina copacilor, ci în zâmbetul cald și în brațele ocrotitoare ale tatălui ei.